Cu speranța că va obține pe 11 decembrie un loc de senator și unul de deputat, Aldei Alomiță a pornit în cursa electorală cu dorința de a trimite în Parlament altfel de politicieni, mai aproape de oamenii din județ și de problemele lor. Cu o zi înainte de debutul campaniei electorale, Alde și-a lansat candidații în prezența membrilor de partid și ai aleșilor locali. Printre prioritățile candidaților se află sănătatea, un domeniu vitregit în România, mereu lipsit de fondurile necesare asigurării unui serviciu medical de calitate. Ne vom lupta foarte mult pentru a obține bani pentru sănătate pentru Ialomița. Poate găsim o formulă să beneficiem de suprafața pe care o avem arabilă și să găsim înțelegere exact cum s-a format acel fond, acel cont, dați un leu pentru Ateneu cu cei 2% din impozitul pe venit dirijat către ce vrei tu, practic, cel care plătește acest impozit, să găsim din partea românilor și din partea fermierilor un sprijin care să-l știm că îl ducem după zona noastră către spitalele noastre. Totodată sprijin pentru crearea de noi locuri de muncă în a crea utilități necesare investitorilor și facilități pentru a putea veni în mijlocul ialomițenilor și a crea puțin o mică industrializare, să spunem, care va aduce beneficii inclusiv la ceea ce discutam, acei bani care sunt necesari la sănătate. Pe primul loc la Senat se află fostul liberal Ioan Martin, care a decis să candideze din partea acestei formațiuni politice, nemulțumit de felul în care au fost reprezentați până acum ialomițenii în forul legislativ al țării. Plecăm în această bătălie, fiindcă nu suntem mulțumiți de felul în care actualii parlamentari, cred că știți, sunt 8 parlamentari de Ialomița, au reprezentat în acest mandat Ialomița în Parlamentul României. După cel puțin un mandat, cred că nu există nicio realitate majoră de impact în județul Ialomița, pentru care ialomițenii recunosc activitatea parlamentarilor noștri. Un parlamentar pe noi, ca și comunitate, ne costă foarte mult, cheltuim peste 200 de milioane cu un parlamentar pe lună, deci un mandat de parlamentar ne costă 10 miliarde în 4 ani de zile și avem nevoie de o altă reprezentare, de o reprezentare în care parlamentarul ialomițean să fie avocatul, să fie ambasadorul ialomiței și ialomițenilor în Parlamentul României. Cred că trebuie schimbat ceva. Cred că este un moment de răscruce în care dreapta și centru dreapta trebuie să impună, dar adevărata dreaptă, și trebuie promovate măsuri directe, măsuri de impact, măsuri care să ne facă să fim mândri că suntem ialomițeni. La Camera Deputaților, prima poziție este ocupată de Răzvan Florescu, fost vicepreședinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului. Intru în această luptă pentru a putea schimba puțin modul de a se face politică. Vrem să facem o politică pentru oameni și în interesul acesta. Nu mai vrem să facem politica de grup, politica partidului, și sperăm ca după alegerile din 2016, din decembrie, echipa ALDE să fie o echipă câștigătoare. Pornim totodată în această luptă împreună cu domnul Martin, cu proiecte pe care le putem realiza, cu proiecte care considerăm că sunt viabile pentru județ și sunt foarte importante pentru ialomițeni. Noi credem că ALDE este o forță, are toată capacitatea de a obține un rezultat foarte frumos, iar la cei doi colegi ai noștri care sperăm să fie în Parlamentul României, nu le urez decât succes și să nu ne uite, să fie mereu alături de noi și să ne ajute ori de câte ori este nevoie. Noul președinte al organizației județene ALDE Ialomița este economist și are o experiență în politică de 4 ani. El completează lista pentru Camera Deputaților de pe poziția 3, după Gheorghe Stelică. Am o vastă experiență cu mediul de afaceri, intern și nu numai, intern și internațional. Și de aceea, când am venit alături de bunul meu prieten, care am intrat în politică tot împreună, ne cunoaștem de peste 20 de ani, domnul Răzvan Florescu, am venit împreună ca o echipă la Ialomița și am făcut o simbioză foarte bună cu echipa care am găsit-o aici și sper că vom avea rezultate foarte bune. Alianța Liberalilor și Democraților Europeni are în Ialomița liste complete pentru alegerile parlamentare din decembrie.